Samsung S24 Ultra are o misiune foarte grea pentru că vine după un S23 Ultra care a ridicat standardele atât de sus încât modelul de flagship de anul acesta, cel de la Samsung, trebuie să ofere cu ceva cu adevărat revoluționar, astfel încât să fie considerat un urmaș demn de gama Ultra de la Samsung. În continuare, haide să vedem dacă se ridică la înălțimea așteptărilor pentru un flagship din anul 2024. Despre design, putem spune că telefonul este fabricat din sticlă și titan. Are sticlă Gorilla Glass Armor în fața, antireflexie, și ramă din titan. Această sticlă Gorilla Glass Armor se vede foarte bine în bătaia soarelui și nu reflectă lumina, aceasta fiind inovația Samsung pentru acest an. Telefonul a primit recent un update, iar acum ecranul este mult mai viu colorat decât era înainte. Display-ul este un AMOLED 2X la 120Hz, HDR10 Plus, cu o luminositate maximă de 2600 de niți, așa cum ieșea de bine unui flagship. Despre performanță putem spune că telefonul cel mai nou procesor flagship de la Qualcomm și după cum se vede scoate în Antutu un punctaj de 1900.000 de puncte, iar în Geekbench 5 am ajuns până la 7000 de puncte în multicore, ceea ce este un scor de top 3. Legat de camere, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult de anul trecut. Sunt aceleași camere de pe S23 Ultra, adică 200 megapixeli cea principală, cea de 10X telefoto cu zoom 8.3X, cea de 12 Ultra Wide, singura noutate fiind camera de 50 megapixeli periscop telefoto care oferă un zoom optic 5X și 10X digital. Din păcate nu observ mari diferențe față de acel model și singura diferență notabilă se observă camera telefoto nouă de 5 de megapixeli care scoate poze mai bune decât S23 Ultra chiar și atunci când dai zoom 10X. Zoomul maxim la camera de 200 megapixeli este de 100X, acesta fiind digital, dar nu vă recomand să-l folosiți deoarece pozele nu au o calitate atât de bună. În schimb, zoom-ul digital de 30X este surprinzător de bun și puteți obține poze destul de clare dacă nu vă tremură mâna. În continuare, vă las cu câteva mostre de fotografii făcute într-o zi însorită în parc, în parcul Carol I din București. Puteți vedea diferite exemple de fotografii făcute cu toate focarele. Și din ce se observă, calitatea pozelor este exact cum ne așteptam pentru un flagship de anul 2024, adică în top 3 din punctul meu de vedere. Legat de partea video, vă recomand să filmați 4K la 60fps. Din experiența proprie, în acest mod video au ieșit caritative, luminoase, culorile sunt redate natural. Eu cel puțin sunt foarte mulțumit de ce poate acest telefon pe partea video și ce mi-aș dori ar fi ca zoom-ul să se facă într-un mod puțin mai natural și să nu fie în trepte după cum se observă. Dar în afară de asta mi se pare că este undeva în top 5 telefoane inclusiv la stabilizare, nu am nimic de obiectat. Deci dacă filmați foarte mult pe la evenimente sportive, acesta este telefonul ideal pentru voi.
sau festival, concerte, depinde unde mergeți. Despre partea de selfie pot spune că am fost surprins foarte plăcut și mi se pare că este în sfârșit un telefon Samsung căruia nu am ce să îi reproșez. Deci, dacă vă faceți selfie-uri multe, acesta este telefonul perfect pentru voi. Asta în cazul în care nu sunteți fani iPhone, pentru că atunci vă recomand cu tot dragul să vă cumpărați un iPhone 15 Pro Max. Acestea sunt câteva exemple de selfie, iar pentru partea de vlogging, telefonul să descurcă exemplar și îl puteți folosi dacă sunteți vlogger, influencer, digital creator, orice în acest domeniu. Legat de partea multimedia, telefonul se aude tare și clar, dar din păcate tot nu este la nivel de iPhone, așa că Samsung are de lucrat. De conectivitate avem Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, Wi-Fi 7 și rugăm aici un Android 14 cu One UI 6.1 recent actualizat. Cât despre cititor de amprente, acesta este în sfârșit poziționat mai sus, exact unde este degetul mare. În sfârșit Samsung a făcut o treabă bună și este rapid și precis. Legat de partea de AI, care știu că interesează pe mulți, am postat pe canal câteva video prin care exemplific cele mai importante funcții AI ale telefonului. Despre baterie, rămâne exact cu neobișnuit de câțiva în Samsung, 5000 de mAh, încărcare maximă 45W, fără încărcător în cutie. Nu este nimic nou, ne-am obișnuit, ce pot să zic. Acum că am ajuns spre final, mai am de spus că telefonul va primi 7 ani de actualizare Android, deci puteți sta liniștit dacă țineți telefonul mai mult, dacă doriți să-l dați mai departe când nu mai folosiți unui rude, cuiva din familie. Concluzia este că dacă ești un fan în Samsung și dacă îți place să ai ultimul model, da, merită să ți-l cumperi, sau dacă vrei să faceți trecerea de S21 Ultra sau Maxim S22 Ultra. Vă mulțumesc că v-ați uitat și dacă v-a plăcut, like, share and subscribe. Aveți grijă de voi și vă doresc numai bine!